O vorbă înțeleaptă spune așa: câinele este cel mai bun prieten al omului, dar oare e valabil și viceversa? Ei bine, în ceea ce privește pe adevărați iubitori de animale, este demonstrat. O mână de oameni care fac parte din Asociația Chinologică a Câinilor de Rasă a județului Hunedoara organizează sâmbătă 23 martie expoziția Hunedoara Dog Show, dedicată câinilor de rasă la stadionul din Deva. Proprietarii de câini de rasă mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a se putea înscrie la acest concurs. În data de 23 martie, la stadionul din Deva, va avea loc, după 7 ani de pauză, un eveniment dedicat în totalitate câinilor de rasă. Atunci se vor desfășura 2 expoziții naționale de frumusețe canină, care vor debuta cu arbitrajul câinilor în ringuri, după care vor urma concursurile speciale în cadrul programului Best in Show. Corpul de arbitri al expozițiilor de frumusețe canină de la Deva va fi format din arbitri de prestigiu recunoscuți de Federația Chinologică Internațională. De foarte mulți ani în Deva și în județ nu au mai avut loc evenimente de acest gen, evenimente chinologice, fapt pentru care și sperăm că mulți locuitori și cetățeni din oraș și din Hunedoara vor veni să admire, să vadă exemplare care poate nu se regăsesc în oraș, nu le văd numai la televizor, au o posibilitate să le vadă și live. Scopul acestui eveniment chinologic este de a prezenta, de a face o educație și cetățenilor din oraș, din județ, legat de ce înseamnă un câine de rasă, un câine de rasă pură, de cum trebuie să arate el, și să vadă, inclusiv sper să, adică sper, sunt niște colegi de-ai noștri, vor încerca să facă și o mică demonstrație de dresaj în pauză între cele două evenimente. Evenimentul este foarte important, ne-am implicat foarte mult, sperăm să fie un număr cât mai mare de participanți, deoarece regulamentul internațional și național prevede că fiecare câine trebuie să îndeplinească niște condiții pentru a reproduce. În acest sens, expoziția de la Deva vine sprijinul tuturor crescătorilor și nu numai, pentru a-și prezenta câinii și a-și arăta valoarea și a putea reproduce niște câini foarte sănătoși cu pedigree foarte bun. La eveniment, binecunoscutul crescător de câini din rasa ciobănesc german, Alin Marian, va fi prezent cu câteva dintre frumoasele și premiatele exemplare canine pe care le pregătește, inclusiv pentru competiții internaționale. Eu sper să fie un număr cât mai mare de participanți la ciobănesc german, deoarece eu m-am implicat foarte mult în prezentarea, antrenamentul lor și prezența lor în această expoziție. Sperăm să fie în jur de 30 ciobănești germani, unde la un concurs, ceea ce câine cu aptitudini din campion, e cam greu să ajungă un număr așa mare de câini. Va fi acolo? Bunica nu, pentru că este o femelă care probabil luna viitoare să vrească să facă pui, dar vor fi foarte mult descendenți din alot. Este o femelă care are 35 de pui până acum, dintre care 27 de pui radiografiați în Germania, toți au trecut testele. Proprietarii de câini de rasă care doresc ca patrupedele lor să fie parte a manifestării vor trebui să completeze formularul de înscriere online de pe site-ul www.achd.ro săptămâna aceasta.